Bună seara și bine v-am găsit la știrile AgroTV! De trei săptămâni țopăim tot mai rău din cauza prețurilor. Motivele? Multe și mărunte sau puține și foarte serioase. Am încercat să înțeleg, am întrebat în stânga, am citit în dreapta. Sigur este că, în sfârșit, la oficialii statului român au ajuns informațiile din țară, constatând și ei uriașul val de scumpiri. Așa cum ne dezvăluia și președintele, citez, primim informări, le citim și ne considerăm informați. Nu se spune niciun cuvânt despre soluții sau despre ce vină ave noi consumatorii de trăim acest coșmar. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, a declarat duminică seara că a observat creșteri substanțiale de prețuri la comercianți față de producători și că i-a rugat pe toți cei de pe acest lanț, citez, să nu fie lacum, menționând că, citez din nou, nu putem fi stană de piatră când piața o ia aiurea. Am fost și eu la unii producători. Am văzut că la nivelul lor costurile au stagnat și chiar au scăzut, dar la comercianți sunt diferențe foarte mari. I-am rugat pe toți de pe acest lanț să nu fie lacom. Denitarul a continuat cu exemplul oului. Prețul la poarta fermei este de 52 de bani și ajunge la peste un leu. Citez din nou. Mi se pare că distanța asta a comiei este prea mare. Petre Daia a explicat că în Europa a scăzut foarte mult producția gospodăriilor, producătorii particulari n-au mai ieșit pe piață cu cantitățile obișnuite, lucru de care au profitat comercianții și astfel au crescut prețurile la ouă și la unt. Ministrul Agriculturii a anunțat, sâmbătă trecută, de această dată, la Sibiu, că a sesizat Consiliul Concurenței cu privire la creșterea prețurilor la mai multe produse, după ce, din discuțiile cu producătorii, a înțeles că nu a intervenit nicio majorare. Dar, cu toate acestea, ouăle și carnea sunt mai scumpe la raft. Apicultori din județul Iași, dar și din alte județe ale țării s-au întâlnit ieri la Iași pentru a discuta despre problemele cele mai arzătoare din sectorul apicol. Totodată, se solicită Ministerului Agriculturii alocarea subvenției în valoare de 200 de lei pentru fiecare familie de albine, dar și interzicerea utilizării pesticidelor toxice în culturile agricole pentru protejarea familiilor de albine. Um, în această vară am pornit mai multe demersuri pentru obținerea de drepturilor în apicultură, dar fi, uh, pentru apicultura nacională dat fiind faptul că în ultimii 10 ani, respectiv din 2007, am avut numai perioade al albinăritului. În sensul că în timpul culesurilor principale vremea a fost nefavorabilă, s-au folosit pesticide toxice în culturile agricole și ne-au omorât sistematic, an de an, tot mai multe familii de albine, iar apogeul s-a atins anul trecut când peste 700.000 de, de familii de albine, adică mai mult de jumătate din efectivul de familii de albine din România, a fost omorât. Deci au fost omorite albinele. Ei, știu că ați trimis... Noi solicităm, noi solicităm interzicerea utilizării pesticidelor toxice. Chiar dacă domnul ministru Petre Daia a solicitat uh, derogare de la legislația europeană care interzice utilizarea pesticidelor uh, toxice în culturile agricole. Sunt probleme cu bolile famililor de albine, sunt problemele cu pesticidele și neonixurile care ne afectează populațiile famililor de albine. Sunt probleme majore în acest sector, și vrem pe această cale, în urma discuțiilor pe care le purtăm cu dumnealor, să găsim o cale astfel încât să rezolvăm aceste probleme pe care le regăsim în acest sector al nostru, apicultura. Scurt și la obiect, apicultorii din România nu-și declară uh, familiile din uh, cauza că nu au un beneficiu, în primul rând. În al doilea rând, în momentul în care au depășit un număr de familii, peste 75 de familii, sunt impozitați. Da? Uh, impozitul nu este deductibil, atât timp decât dacă ești persoană fizică. Și de aici apar discrepanțele astea de uh, balanța între realitate și uh, statistică făcută pe hârtie. Problemele noastre sunt uh, multe și... Sperăm măcar la o parte dintre ele să le găsim uh, uh, soluția. Legislația trebuie cu siguranță schimbată. Apicultorii s-au săturat de vorbe și vreau vor, uh, vor uh, sprijin uh, uh, direct. Care sunt ajutoarele pe care le oferă în momentul de față în momentul de În momentul de față nu știu care sunt ajutoarele pentru pentru ce știu doar ce, ce solicită dumnealor. Am mână liberă la domnul ministru ca să sprijin apicultorii. Deci vreau să cunosc toate problemele și după aia vă pot spune și ce, că nu, dacă nu cunosc problemele, nu știu cum poți să, ce să vindec, ce să, cum pot să-i ajut. Realități Rurale, emisiune găzduită de AgroTV și păstorită de colegul Bogdan Tudor, este precum un tomograf. Pătrunde în măruntaiele agriculturii și, în funcție de doctori, adică de invitați, se pune diagnosticul. Iar rezultatul se extrapolează și pentru starea nației și, de ce nu, starea statului român. Colegii din redacția știrilor au monitorizat ultima ediție a realităților rurale, din care vă prezentăm o sinteză. Vom vorbi în seara aceasta cu un coleg de Brazlă. Este vorba de Costi Rogozanu, jurnalist la Vox Publica. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Trebuie să recunosc că l-am prins destul de greu. Costi este un jurnalist care are o activitate în zona televiziunii destul de intensă. Ca și tine. Ca suntem prinsi de câte un da. studio și <laughs> îi scăpăm <în> greu. <laughs> e adevărat, însă mă bucur că în seara asta vom apuca să mulțumesc, vorbim mulțumesc, despre suntem, multe. multe, multe lucruri. Eu am pornit înainte invitat de la un articol pe care, la un moment dat, nu mă cred că... Cu câteva luni de zile vorbeam despre forța de muncă de la țară și întrebam dacă oamenii din zona de muncă de la țară sunt uh, lipsiți de uh, atractivitatea către muncă, ca să nu zic într-un alt fel, uh -huh. sau pur și simplu nu -și găsesc sau nu. Sunt <laughs> sau nu, sau nu găsesc efectiv uh, locul în uh, organizarea în care se întâmplă în momentul de față ca și locuri de muncă, ca și specializări, uh -huh. ca oferte, și da. oferte. E, da, și eu spuneam, eu nu sunt de acord, știu că e această, e aproape un mit românesc, ăsta cu lenea românului, mai ales lenea românului din județele sărace, care, domnule, nu vrea să muncească. Uh, recunosc că aici e și un parti pri firesc, eu sunt de la țară, sunt din satul Nănești, Siret, Vrancea. O zonă perfectă pentru acest gen de, de prejudecăți, că acolo oamenii beau și nu muncesc. Uh, ce să vezi acolo, oamenii muncesc de sparg, câștigă mai puțin decât munca echivalentă din vestul țării sau din Ilfov sau din, eu știu, din alte părți ale țării și îmi mă enervează teribil acest tip de prejudecată. Mă enervează cu atât mai mult cât mă lovesc de ea și acolo. Și când mă duc în satul meu, uh, aud această poveste și uh, mi-am și dat seama de unde vine această poveste. Pentru că în orice sat ai va un pensionar de la oraș retras la țară, care e adevărat, câștigă mai mult decât o pensie de ce a pist sau de ce ai fost înainte. Mai mult, ca Însă, asigur. cu acea pensie, pretinde să și Plătească oameni să-i lucreze pământul, să-i bată și cu în acoperiș, să-i pună și țigla pe casă. Să... Deci, e un fel de uh, sărac urban care îl calcă în picioare pe săracul rural. Deci, cine e mai jos pe scara scump socială și a toți scuipa? Tema asta, ca paranteză, este foarte <coughs> dezreluată de oameni. Spun, m-am dus la țară, la mine, și unde nu am fost și nu găsesc, nu muncesc ca ai naibii, Biau, nici dacă da. le dau și băutură și mâncare și un milion sau cât, uh -huh. mă rog, milionul vechi. Uh, revenim și nu-i găsesc și nu să vor. muncească Păi, nu-i găsim odată că. Și aici nu e un exemplu numai satul meu, că știm cu tot ce se întâmplă. jumate, sunt devastate statele. Să plecați toți. Sprecați toți. Recent, în mass media au apărut informații cu privire la faptul că pe piața din România sunt comercializate citrice cu un conținut ridicat de imazalil, substanță ce poate fi nocivă în cazul în care este folosită în cantități ce depășesc limitele admise. Până în prezent, nu au fost înregistrate depășiri ale nivelului maxim admis din acest pesticid în citrice, precizează ANSVSA într-un comunicat de presă. Cum percepe populația această situație? Răspunsurile în boxurile AgroTV primite de la corespondentul nostru din Moldova. Consumați des -citrice? Nu. De ce? Pentru că sunt cam cum să zic, toxice. Ați aflat deci? Da, da. De unde ați aflat? De la televiziune din cititul presii. Da, pe etichetă vă uitați? Mă uit când mai cumpăr pentru nepoței. De obicei nu, nu, consum, dar acum am, am și un semnal de la media. Deci v-ați informat? Da, da. Și încerc să le evit. Dacă e distilat, mai merge. Da, etichetele le citiți? Etichete, a, ah, în general... La da fructe, pe sacoșele respective? Nu, nu. Da? Și ați aflat acum ce se întâmplă cu ele? Da, dar le spăl de întâi cu apă fierbinte, le șterg și după aia le curăț, le mă spăl iarăși pe mă și după aia le consum. Făceați și înainte, înainte de a afla această veste? Nu, no, oricum le spălam cu așa, le spălam, pentru că știam că sunt tropite. Cumpărați des citrice? Da. Cam cât de des? E, cum spun, fiecare zi, așa. Și ați aflat ce se întâmplă cu ele? Încă de asta nu știu. Că ar trebui spălate. Bine, spălat, da, fructe. Că există o anumită substanță? Le spăl, le spăl, le spăl. Da, ne spălat nu mănânc, nu. Cât de des cumpărați citrice? De câte am nepoate de acasă. Când poate nepoate, nu se poate eu. În general, banani și de ale Mandarine, portocale luați? Da, da. Dar ați aflat ce e cu ele? Da, da, da. Dar de cojă, sunt. Până acum, erați atent la etichete? Da, și de, de cojă în minutele trecute, am prezentat părerea consumatorilor despre, hai să-l numim, scandalul citricelor. Până la urmă, organismele statului cu sarcini precise de control și verificare trebuie să dea verdictul. Din acest motiv, logic și mai ales sănătos, colegul Ovidiu Ghinea a adus în emisiunea Agricultura la raport invitatul potrivit, directorul general al Autorității Naționale Fitosanitare, care, credem noi, a răspuns odată pentru totdeauna la a citricelor pline de chimicale. Ce părere aveți dumneavoastră ca și autoritate de imazalil și tiabendazol? despre care se tot discută în această săptămână. Mi-am notat aici denumirile pentru a fi cât mai exact în exprimare. Da, așa este. În ultima săptămână s-a discutat și se discută încă despre imazalil și tiabendazol. Sunt două fungicide care au fost depistate pe eticheta a produselor de citrice, și anume portocale și pomelo. Portocalele provenite din Turcia, iar pomelo din China. Faptul că pe etichetă a fost menționat cuvântul imazalil, deci este o substanță activă fungicidă cu care se tratează produsele în depozit, mi se pare un lucru foarte bun ar fi fost un lucru foarte rău dacă această substanță activă ar fi depistată în pulpa fructelor, la fel și tiabendazolul. Dar având în vedere că specificația s-a făcut clar pe etichetă, este un lucru foarte bun. Și ca și măsură de protecție pentru consumul fructelor, se recomandă spălarea acestora cu apă caldă, apă cu bicarbonat, apă cu oțet, mă rog, fiecare alege varianta care îi convine și care este mai la îndemână. Deci nu trebuie să ne îngrijorăm din acest punct de vedere, pentru că imazalilul nu a fost depistat în pulpa fructului. Și dacă la o analiză rezidu de pesticid ar fi ieșit sub 5 mg per kilogram, nu ar fi ridicat probleme. La fel și tiabendazolul. Imazalilul este o substanță activă care a fost omologată în 2012 și stat membru raportor a fost Olanda, iar coraportor a fost Belgia și are o valabilitate până în anul 2021. Republica Moldova continuă verificările, dar la fel și unele nereguli. Deși răspândirea virusului de peste porcina africană în satele Palanca și Tudora din raionul Ștefan Vodă a fost stopată, măsurile de dezinfecție continuă. La intrarea și ieșirea din sate au fost instalate filtre sanitare prin care fiecare transport sau persoană este obligat să treacă. Mai mult, mașinile sunt supuse verificării pentru a evita transportarea cărnii sau a produselor din carne. Chiar și așa, oamenii din aceste localități nu conștientizează pericolul la care se supun și continuă să cumpere carne și chiar produse din carne din Ucraina. Din la data 31 a 10-a 2017 s-au ridicat 93 de kilograme de produse de origine animală. Salamuri, carne afumată, toată, carne proaspătă. Conform normelor sanitare în gospodăriile unde s-a depistat virusul de peste porcină la animale, lucrările de dezinfecție trebuie făcute trei zile consecutiv. Clava Mari spune că duminica a sacrificat cel de-al patrulea animal infectat. Am avut patru, în fiecare an dar n-am avut așa probleme, da? Nu este. Ei nu mănânc, zara să este, e cum era de frumos, zara susu. Eu am pușcat și i-am făcut groapă, i-am îngropat, le-am dat foc, o ars. Văd una rămâne, dar el nu mai rămas nic. În apropiere unde a fost notificat virusul locuiește și Tatiana Rotări. Femeia spune că imediat ce a auzit că a fost depistat virusul, a luat măsurile de rigoare. Aflat într-o vizită de lucru, directorul general adjunct a verificat și magazinele din localitate. În pofida faptul că acestea au fost supuse controlului, și anterior neregule au mai fost găsite. Cine aveți o haină specială? specială? Aveti cu așa să aveți scris da, aici, cinci sunteți. Aveți o autorizare sanitar-veterinară undeva? Da, este. Pot să putem Poți vedem? să să o vedem? Autorizarea tot timpul când trebuie da, să fie undeva da. ori la ieșire, ori aici la intrare. Dați în certificatul, vă rog, pe unul um, și pe carnea asta fumată. Și vă rog foarte mult, peștele nu se ține împreună cu carne niciodată. În decurs de trei ani, în Republica Moldova au fost sădite peste 2000 de hectare de perdele forestiere de protecție. Suprafața media unei perdele forestiere este de 2,1 hectare. Reabilitarea acestora se datorează proiectului Agricultura Competitivă în Moldova, proiect finanțat de bani. Pierderile forestiere de protecție reabilitate se află preponderent în zona de sud a țării, unde starea acestora este cea mai alarmantă. Reabilitarea pierderilor forestiere de protecție are un larg spectru de beneficii sociale și economice, printre care crearea locurilor de muncă temporare și permanente pentru efectuarea lucrărilor de replantare și îngrijirea pierderilor forestiere, asigurarea pazei, recoltarea masele lemnoase de la tăierile de îngrijire și igienă, datorită proprietății sale protective, pierderile forestiere au un impact pozitiv asupra productivității câmpurilor agricole, asigurând o creștere a producției culturilor agricole în medie cu 15-20%. Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova este implementat cu suportul fiduciar al unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială cu o valoare de peste 45 de milioane de dolari și are ca scop sporirea competitivității sectorului agricol și produselor agricole Locale prin integrarea practicilor agriculturii ecologice și a celor de management durabil al terenurilor. În această iarnă, ofertele de sărbători sunt foarte atractive. Ca dovadă, în cele mai multe zone turistice din țară, locurile au fost deja epuizate. La târgul de turism organizat la București, pachetele de Crăciun și Anul Nou au fost vândute în numai câteva ore. Pensiunile, conacele, hanurile și restaurantele din țară s-au bătut deja în oferte pentru sărbătorile de iarnă. Iubitorii de turism au de ales între o varietate de locații, meniuri și prețuri, totul variind de la modern la tradițional. Mai nou, turismul rural începe să prindă contur în România, iar cei care vor să pășească pe meleaguri autentice au posibilitatea să aleagă din diferitele zone ale țării. Promovăm obiective turistice și promovăm zona în foarte mare măsură, da? Ca și pachete de iarnă, putem să le oferim, eu știu, datin și obiceiuri tradiționale, ursul, care este reprezentativ pentru zona Moldovei și a Bacăului, în special, capra, plugușorul. Iar hotelierii și oamenii din turism le pot oferi pachete turistice de Crăciun și de Revelion. Noi oferim vizitatorilor programe originale de tipul împuslire la castel sau fabricare pot încerca să facă ei și înșiși curtoși, colaci, produse tradiționale în zonă. Toate acestea în decorul aristocratic al curții și grădinii castelului. Acesta e lucrul original pe care îl oferim. Pentru sărbătorile de iarnă oferiți un pachet special? Pentru sărbătorile de iarnă sunt casele de oaspeți ale Contelui Calnochi din apropiere, unde pachetul special este deja vândut. Așa că a avut succes. Da, este un pachet special de Crăciun. Indiferent că doriți să scăpați de agitația din oraș și vreți să vă refugiați la munte sau pur și simplu preferați să vă petreceți noaptea dintre ani sau Crăciunul într-o pensiune agroturistică, ofertele hotelierilor și ale proprietarilor de pensiuni și cabane au ceva în comun. Mâncarea tradițională și distracția garantată. Restul ține de dispoziția fiecăruia, atât la buzunar cât și spiritual, să-și aleagă locația perfectă. Iubitorii de turism rural vor putea mânca în satele românești de la anul bucate tradiționale gătite ca la mama acasă, după înființarea punctelor gastronomice locale familiale. Proiectul inițiat de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor își propune să ajute la dezvoltarea comunităților și a turismului local. Gospodăriile care vor aplica un astfel de comerț trebuie să fie obligatoriu identificate, înregistrate sanitar-veterinar și se vor afla în evidență pe toată perioada funcționărilor și vor fi obligatoriu controlate dacă respectă condițiile sanitar-veterinare și siguranța alimentelor. Aici nu este vorba de alimente procesate, ci doar de mâncare gătită, tot ceea ce se gătește într-o zi și se mănâncă în aceeași zi. Exact ca la mama acasă. Cel care prepară mâncarea trebuie să îndeplinească un minim standard și trebuie să spună ce alimente a folosit, fie că sunt din o proprie sau cumpărate de la măcelărie. Proprietarul de pensiune nu are obligația să asigure din sursa proprie alimentele, însă bucatele trebuie să vină dintr-o sursă înregistrată sau autorizată sanitar-veterinar. Dragi telespectatori, acestea au fost informațiile zilei. Dacă surprindeți un eveniment care poate deveni o știre, vă invităm să luați legătura cu noi pe pagina oficială de Facebook AgroTV sau la adresa de e-mail știriaronagro-tv.ro Acum urmează Agrometeo. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! La noapte, în regiunile intracarpatice, vor fi norări, iar îndeosebi în a doua parte a nopții și precipitații slabe, mai ales sub formă de ploaie în Banat, predominant nisori în Crișana, Maramureș și local în Transilvania, iar în zonele montane aferente va ninge. În restul teritoriului cerul va fi variabil și numai izolat vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe litoral și la munte, însă vitezele mai mari vor fi pe creste, unde rafalele vor depăși 60-80 km pe oră și izolat peste 90 de km pe oră la începutul nopții. Temperaturile minime se vor situa între minus 5 și 3 grade. Mâine cerul va fi noros în regiunile intracarpatice, unde temporar vor fi precipitații în general slabe cantitativ, în nord-vest și centru vor fi predominant ninsori, iar în rest vor fi mai ales ploi și lapoviță. La munte va ninge moderat cantitativ, iar vântul va avea intensificări cu viteze mai mari pe creste, unde vor fi rafale de peste 60-80 de km pe oră, viscolând ninsoarea și spulberând în zăpada. În restul teritoriului, în orările vor fi temporare și doar izolat, va ploa slab, exceptând Moldova, unde trecător va fi și la poviță sau ninsoare, în timp ce vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade. Rezerva de umiditate în stratul de sol 0,50 de cm în cultura grâului de toamnă se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiată de optim și izolat optime, pe aproape întreg teritoriul agricol. Conținutul de apă din sol va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute local în estul și izolat în nord-estul Moldovei, centrul Dobrogei, nord-vestul și vestul Banatului, vestul Crișanei. Pe ansamblu, ritmurile de vegetație la culturile de câmp și pomii viticole vor fi în general normale în cea mai mare parte a țării și mai încetinite în depresiunile din nordul și centrul țării. De asemenea, starea de vegetație a plantelor se va menține bună și medie în semănăturile efectuate în epoca optimă și pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apa a solului, respectiv medie și slabă, în culturile înființate tardiv, și pe arealele agricole unde se vor semnala în continuare deficite moderate de apă în sol. În zilele fără precipitații, lucrările agricole specifice se vor efectua în general normal. Finalizarea lucrărilor de eliberare a suprafețelor de resturile vegetale și efectuarea arăturilor adânci de toamnă, continuarea aplicării îngrășămintelor pe bază de azot și fosfor la culturile de toamnă, efectuarea lucrărilor de întreținere în plantațiile pomi viticole.